Primăria municipiului Suceava a reușit să contracteze abia acum un expert pentru a evalua starea blocului de la Burdujeni, care a explodat pe 5 decembrie 2022. Un anunț în acest sens a fost făcut de primarul Ion Lungu în conferința de presă de miercuri dimineață. Edilul a explicat că expertul este din Iași și este unul din cei 3 din țară și singurul din zona Moldovei autorizat pentru asemenea expertize. Potrivit primarului, este foarte dificil de realizat o astfel de expertiză, nu doar pentru că experții care să aibă competențe pe astfel de cazuri sunt foarte puțini, ci și pentru că au multe asemenea lucrări contractate. În cazul expertului Dorel Plătică, Ion Lungu a spus că acesta a fost la fața locului și a spus că, teoretic, o astfel de expertiză poate fi gata în 45 de zile, dar a preferat să încheie contractul pe o perioadă de 60 de zile din considerente de prudență. De asemenea, edilul a spus că din primele discuții pe care le-a purtat cu expertul respectiv a rezultat că acesta din urmă crede la o primă vedere că scara D a blocului respectiv nu este atât de grav afectată. Totuși, măsurătorile finale ale expertizei vor conta cel mai mult și pe baza acestora se va decide dacă locatarii vor putea reveni sau nu în scara vecină celei unde a avut loc explozia. Cât privește aceasta din urmă, acolo cu siguranță vor fi necesare lucrări de intervenție mai ample, dar rămâne de văzut tot în baza expertizei tehnice despre ce anume ar fi nevoie. Deocamdată, accesul publicului și implicit al locatarilor este interzis în continuare, iar paza este asigurată de poliția locală și cu camere video.